Ora 10 și 16 minute, scriitorul Evgheni Vodolaskin este invitat astăzi la Orașul Vorbește, Radio România Cultural. Bine ați revenit la noi! Добро пожаловать к нам! Спасибо, мне очень приятно быть у вас в гостях. Vă mulțumesc, este o mare plăcere să mă aflu la dumneavoastră în vizită. Ne ajută să călătorim în și din limba rusă astăzi live doamna Natalia Policarp. Îi mulțumesc pentru acest lucru. Перевод, мой перевод. Ieri, pregătind acest interviu, am ajuns să-l citesc pe Ken Kelfus în The New Yorker. El scrie acolo, vorbind despre romanul dumneavoastră, Laur, că acesta pare a cuprinde esența acelui concept atât de evanescent pentru noi, străinii, care este sufletul rusesc. Și aș fi vrut să vă întreb dacă, spre deosebire de Laur, Aviatorul, ultimul dumneavoastră roman, vorbește și despre mintea rusească și despre cum cuprinde ea lumea. И как она русское мышление и русский ум видят мир. Вы знаете, когда я пишу свои вещи, я пишу не только о русских и не столько о русских, сколько о людях вообще. Știți, atunci când scriu, nu scriu neapărat despre ruși, scriu în general despre oameni. Безусловно, у русских есть свои особенности, но все-таки я думаю, что если бы русская литература была посвящена особенностям, она бы носила только этнографический характер. Sigur că rușii au proprietățile și caracteristicile lor, dar cred că dacă literatura rusă ar fi oglindit numai aceste caracteristici, ar fi avut un caracter etnografic. И даже Достоевский, который считается очень русским писателем, на самом деле он в первую очередь европейский писатель. Și chiar și Dostoevski, care este considerat unul dintre scriitorii cei mai ruși, are de fapt un caracter universal. И я стараюсь следовать в этом русле, насколько это у меня получается и насколько я понятен другим народам. Și eu să mă străduiesc să urmez acest curs, astfel încât să fiu înțeles și înțeles și de alte popoare. Romanul începe cu un moment în care suntem introduși în intimitatea unui pacient care și-a pierdut memoria. Este această pierdere a memoriei simbolică și simptomatică pentru felul în care parcurgem istoria? Да, вы абсолютно правы. Люди забывают свою историю, и от этого происходит много бед. Да, aveți absolută dreptate. Oamenii își uită istoria și din cauza aceasta apar multe nenorociri. Причем люди забывают не только историю общую, но и историю личную. Dar oamenii uită nu numai istoria în general, ci uită și propria lor istorie. А если они остаются без истории, то у них нет просто больше ничего. Собственно говоря, что у нас есть, кроме истории? Pentru că dacă oamenii uită istoria, atunci nu mai au nimica. De fapt, ce avem noi în afară de istorie? Există o antologie a scrierilor care au un centru pierderea memoriei. The Vintage Book of Amnesia este apărută la Vintage Books în 2000 și coordonatorul ei, Jonathan Latham, spunea la un moment dat că amnezia izolează cele două întrebări esențiale pe care oamenii și le pun mereu. Cine sunt eu și de unde vin? Mie mi s-a părut că Aviatorul e un anti-Bildungsroman, este deconstruirea unei identități. Сокрушение или как-то идентичности. Да, это действительно так. Это очень хорошее название «Антибильдунгсроман». Я даже, если позволите, возьму это на вооружение. Да, aveți dreptate și este o denumire foarte bună acest «Антибильдунгсроман» și dacă îmi permiteți, am să țin minte această formulare. Cu mare plăcere. Потому что если Bildungsroman описывает, как человек впитывает все, что у него случалось на жизненном пути, то здесь совсем другое. Он все потерял, и он пытается это восстановить.
потому что без этого нет личности. Бильдунгсроман – это о формировании личности, а авиатор – это о восстановлении личности. Dacă în Bildungsroman este o formare a identității și a personalității, romanul meu este de refacere a acestei identități și personalități. Invitat astăzi la Orașul Vorbește, Radio România Cultural, în FM și online, este scriitorul Evgeni Vodolaskin, care se află în România la invitația și prin amabilitatea editurii Humanitas Fiction. 0746-223-300 este numărul nostru de SMS și avem și un premiu. Astăzi un premiu consistent pentru toți iubitorii de literatură și nu numai. Este vorba despre volumul Aviatorul, apărut recent în limba română, în traducerea doamnei Adriana Liciu, pe care, iată, vi-l oferim cu autograful autorului. Întrebarea concursului de astăzi este: ce alte cărți au apărut în limba română sub semnătura lui Evgeni Vodolaskin? 0746-223-300 este numărul nostru de SMS. Așteptăm mesaje corecte și evident semnate. Primul mesaj intrat la noi în inbox este și cel câștigător. Avem un câștigător, Costin Călin din București. Într-adevăr, Laur Soloviov și Larionov sunt romanele semnate de Evgeni Vodolaskin, care au apărut în limba română până acum. Aviatorul este al treilea. Felicitări, ați câștigat un volum cu autograful autorului. Revenim în studio live aici la Radio România Cultural la Orașul Vorbește, unde invitat este scriitorul Evgeni Vodolaskin, traduce din și în limba rusă doamna Natalia Policarp. Mărturisesc că mi-am dorit foarte mult această reîntâlnire cu dumneavoastră după ce am citit Aviatorul. Mi-ați spus acum 2 ani, tot în direct și tot într-un studio de radio, că poveștile sunt culise ale devenirii spirituale. Mie mi-a fost imposibil să mă desprind de Aviator odată ce am început să-l citesc. E o carte pe care am dus-o foarte greu interior, care m-a consumat, care m-a locuit și în care am locuit. Cum a fost pentru dumneavoastră scrierea ei? Вы знаете, это была непростая книга, потому что, когда человек серьезно относится к тому, что он делает,
Он берет что-то из себя, очень многое берет из себя. Știți, nu mi-a fost foarte ușor să scriu această carte, pentru că atunci când omul face ceva serios, ia foarte mult și din el. Эта книга, с одной стороны, об истории, но с другой стороны, в еще большей степени, эта книга о покаянии. Această carte este, sigur, în mare măsură despre istorie, dar într-o măsură și mai mare despre căință. И поверьте, не всегда есть силы каяться, и не всегда есть силы справляться с собственным грехом. Și vă rog să mă credeți că nu întotdeauna ai forța să faci față propriilor tale păcate. Или, например, уже поздно пытаться перед кем-то оправдаться или перед кем-то извиниться. Sau poate este prea târziu să ceri iertare față de cineva sau să îți recunoști vina. И тогда начинаешь писать роман, чтобы это было формой, чтобы это была просьба о прощении. Și atunci începi să scrii un roman ca un fel de cerere sau ca și cum ai cere iertare. И для меня роман «Авиатор» — это до некоторой степени просьба о прощении перед всеми, о ком я думал плохо, или, в общем, желал не самых хороших вещей. Pentru mine romanul «Aviatorul» este, de fapt, un roman pri care eu îmi cer iertare față de oamenii despre care nu am gândit foarte frumos sau chiar am gândit destul de urât. Я не биографически этот роман не похож на мою жизнь, меня никто не замораживал. Din punct de vedere biografic, acest roman nu seamănă cu mine, pentru că pe mine nu m-a congelat nimeni. Но в самом главном, в стремлении к покаянию, я, пожалуй, очень похож на Иннокентия Платонова. Însă, în ceea ce privește tendința mea către a mă căi, către căință, în această privință eu semăn foarte mult cu Evgenii, cu Inocentii Platonov. Avem cel puțin o poveste de dragoste în acest roman. Există elemente de thriller, de roman epistolar, există angoasă detectivistică și tramă istorică. A fost greu de găsit formula narrativă pentru povestea lui Inocenti Platonov? Da, было трудно найти. Вы абсолютно правы. И я решил обратиться к так называемым тривиальным жанром. Да, a fost greu, aveți dreptate. Și atunci m-am gândit să abordez genuri triviale. Все эти игры с замораживанием, перенесением во времени — это очень известные вещи в современной литературе. Tot acest joc de înghețare, de transpunere în alte vremuri, acestea sunt lucruri foarte des utilizate în literatură. Da, eu m-am gândit la Orwell, la Ishiguro, la Krauss. Да. Вы абсолютно правы. Можно этот ряд продолжать. Допустим, у Эрика Эммануэля Шмидта есть пьеса «Маленькие супружеские измены», где тоже это используется. Да, aveți dreptate. Putem să continuăm această listă. Eric Schmidt, de exemplu, are o piesă care se numește «Маленькие супружеские неверности». Мичи инфиделитати конжугале, и которые есть асемонатуаре. То есть я не первый, кто пишет о такого рода вещах. Ашак, я не сун примул, который скрил деспре асемена лукрой. Но мне хотелось тривиальный жанр насытить нетривиальным содержанием. Însă eu am vrut ca să îmbogățesc un gen trivial cu un conținut netrivial. Когда читатель не ожидает, что в истории о попадании одного человека из одного времени в другое вдруг будут решаться совсем другие проблемы, и это не будет вопрос о том, как он удивляется новому времени. Это будет совсем о другом.
Pentru că cititorul nu se așteaptă ca un om care călătorește în timp și este dintr-un moment, ajunge în timp într-un alt moment, va rezolva anumite probleme. Este vorba de cu totul și cu totul altceva. Exact. Da. В конце концов, история Лазаря это история, которую можно было бы трактовать как какое-то необычное повествование, но история Лазаря имеет глубоко, глубоко духовный смысл. История lui Lazar poate fi tratată doar ca o povestire, însă aici înțelesul este mult mai profund. Îi oferiți cititorului multe chei de, de lectură, multe citația simboluri, de la învierea lui Lazar la singurătatea lui Robinson pe insulă, Robinson Crusoe, adinocesul Robinson Crusoe na ostrove. Comparabilă cu singurătatea lui Inocenti în propria viață. Adinocesul Inocenti în propria viață. Și totuși ele sunt cum e cheița în mâna lui Alice. No, ani vleață ca cluceom v rucah Alice. Înțelesul nu se naște dintr-o singură direcție și cititorul are acces la el. Понимание не происходит с одного направления. Читатель имеет доступ. Doar după ce își renegociază niște noțiuni primare, timpul, adevărul, binele, răul, dreptatea. Adică cititorul însuși trebuie să se schimbe. Da, это действительно так. Более того, роман построен так, что читатель является в прямом смысле соавтором официального автора этого текста. Да, aveți dreptate. Romanul este astfel alcătuit încât cititorul devine el co-scriitor cu scriitorul principal al acestui roman. Смотрите, что я пытаюсь сделать. Uitați ce încerc eu să fac. Я даю некоторые вещи, некоторые описания. Eu fac anumite descrieri. Это подробное описание. Sunt descrieri foarte amănunțite. Но они, это только камертон, который я предлагаю читателю. Dar este doar камертонul pe care îl propun eu cititorului. Я даю ему начальную ноту и предлагаю вот эту цепочку воспоминания развить за счет собственных ресурсов. Îi dau prima notă și astfel îl ajut să își dezvolte acest lanț al amintirilor pe baza propriilor resurse. Я даю начало ассоциативной цепи. Eu dau începutul unui lanț asociativ. А дальше предлагаю действовать читателю. Iar apoi propun ca mai departe să acționeze cititorul. Я тот автор, который верит, что читатель умнее меня. Eu sunt acel autor care crede că cititorul este mai deștept decât mine. И на мои вопросы он найдет самые правильные ответы. Și la întrebările mele va găsi cele mai bune răspunsuri. И мои описания он продолжит гораздо лучше, чем это сделал бы я. Și descrierile mele vor fi continuate cu mult mai bine decât aș face eu acest lucru. Eu nu vreau deloc să povestim din carte. Ce trebuie să vă spun este că pe măsură ce citeam îmi spuneam, uite aici e Dostoevskian, aici seamănă puțin cu Bulgakov, aici ar putea fi o intarsie de Gogol, numai ca să-mi dau seama la final că e un Vodolaskin pur. Și nu cred că e cazul să-i mai căutăm vreun fel de influențe. Cum v-ați construit pe dumneavoastră ca autor? Автор, он как хороший повар. Автору есть как он букатар бун. Он должен делать все самостоятельно, и до последней морковки он готовит все сам. Trebuie să facă totul de unul singur și pregătește, chiar până la ultimul morcovel, pregătește totul singur. Но в то же время было бы странно, если бы он не знал, что до него готовили эти салаты и другие повара.
însă în același timp ar fi ciudat să creadă că până la el nimeni n-ar mai fi făcut asemenea salate. То есть тут такое странное соединение полной самостоятельности в приготовлении. Aici vedem așa un fel de unire între independența în a găti и знание того, как это правильно делать. Și cunoștința cum să procedezi corect. И тут и Гоголь, и Булгаков, и Достоевский. Și aici este și Gogol, este și Bulgakov, și Dostoevski. Вся компания русская, которая занимает определенное место в мировой литературе. Tot acest grup rusesc care ocupă un anumit loc în literatură. Но заметьте, занимает именно потому, что пишет не столько о русских, как я уже сказал, сколько о людях вообще. Însă vă rog să vă amintiți că am spus că ei nu scriu numai despre ruși, ei scriu despre oameni în general. Иначе вам бы это все было неинтересно. Pentru că altfel aceste cărți nu ar fi fost interesante pentru dumneavoastră. И вы бы рассматривали эти тексты как фрагменты учебника этнографии. Și v-ați uitat la aceste texte ca fiind fragmente din manuale de etnografie. Vă asigur că sunt foarte interesante. Orice înțelesne. Titlul romanului ne duce la poemul lui Alexander Blok, Aviatorul. Nazvanie romane, vzpominaet nam o Blok Aviator. E o vrajă intertextuală aici. Потому что здесь есть как бы... Обаяние между текстами. Pentru că poemul lui Blok vorbește despre căderea în spirală, despre uitarea de sine, despre plăcerea prăbușirii. В спирали о том, что забываешь о себе, это удовольствие падения. Când și cum ați hotărât că trebuie să scrieți această carte? Когда и как вы решили, что вы должны написать эту книгу? Aceasta și nu alta. Эту книгу и не другую. Тогда, когда я вдруг почувствовал ностальгию по другому времени. Atunci când am simțit nostalgia pentru alte vremuri. Это такое сильное чувство, которое всем понятно, но которое очень трудно описать. Este un sentiment care este pe înțelesul tuturor, însă este foarte dificil să-l descrii. Мне нужно было передать вот эту боль, и я вот эту боль я передал за счет того, что человек появляется из ниоткуда и вспоминает свое время. Eu am simțit nevoia de a transmite această durere și această durere provine din om, că omul, de fapt, vine de nicăieri. Вот у вас никогда не было такого чувства, что, например, или такой игры воображения, что вы представляете себя пришедшей вот на эту улицу, где стоит студия, например, через 100 лет. Niciodată nu v-ați gândit, de exemplu, dumneavoastră personal, cum ați arătat dumneavoastră în fața acestui studio peste 100 de ani? Нет ни этого дома, ни ваших друзей. Nu este nici această casă, nu sunt nici prietenii dumneavoastră, nu e nimeni. И вот попробуйте представить ту тоску, которая вас охватит. Și gândiți-vă ce tristețe o să vă copleșească. Мне захотелось передать эту тоску. Eu am vrut să transmit această tristețe. И мысль о том, что все уходит. Și gândul că toate dispar. Одна радость только, что мы умрем, и у нас этой тоски не будет уже по прошлому времени. O singură bucurie este că noi o să murim și nu o să mai avem acest dor și tristețe după vremurile trecute. Вот это было первым толчком, который меня привел к этому роману. Acesta a fost primul impuls care m-a adus către acest roman. А потом возникла еще более важная мысль. După care mi-a apărut un gând și mai important. Мысль о покаянии. Acest gând al căinței. О том, что в
все, что происходит с человеком, в конечном счете автором этого всего является сам человек. Pentru că ceea ce se petrece cu omul, de fapt, într-un final, este creația acestui om. Singur omul își face totul. То есть у нас часто есть искушение списать это на трудное время. Adesea suntem tentați să legăm aceasta de vremurile grele. В России время всегда трудное, например. În Rusia vremurile sunt totdeauna grele, de exemplu. Если бы мы все время оправдывали себя трудностью нашего времени, și dacă am motivat întotdeauna ceea ce facem cu greutatea vremurilor, dificultatea vremurilor, мы бы пошли по неправильному пути. Am merge pe un drum greșit. Время определяем мы. Pentru că timpul îl determinăm noi. Только через нашу личную работу мы его определяем. Deci vremurile le determinăm noi prin munca noastră proprie. И вот это третий важный пункт романа, это роман о персональном сознании. Și acesta, al treilea punct important al romanului, este propria conștientizare. Человек не способен изменить действительность радикально. Omul nu poate să schimbe realitatea în mod radical. Но он способен изменить свое отношение к действительности. Însă poate să-și schimbe atitudinea sa față de realitate. E minunat răspunsul. Da, удивительно прекрасный ответ. Astăzi și mâine scriitorul Evgeni Vodolaskin este la București. Astăzi de la ora 19 la Sala Majestică a Teatrului Odeon, Evgeni Vodolaskin va fi în dialog cu Horia Roman Patapievici, iar mâine de la ora 19 la Librăria Humanitas de la Cismigiu, lansarea romanului Aviatorului va avea ca vorbitori pe autorii Francesca Boltăceanu, Dance Mihăilescu, dar și pe directorul general Humanitas Fiction, Denisa Comănescu. Toate evenimentele vor fi traduse pentru public de doamna Natalia Policarpov, care îi mulțumesc foarte mult pentru că ne ajută și astăzi, iată, cu această călătorie, cum spuneam, în și din limba rusă. Este Petersburgul un personaj în roman? Este Petersburg personaj în roman? Da, este отдельный personaj, este город трагической красоты. Da, este un personaj aparte, este orașul cu o frumusețe tragică. Это город удивительной обладает удивительной метафизикой. Este un oraș care are o metafizică uluitoare. В этом городе иногда трудно жить, потому что климат там ужасный. În acest oraș este destul de greu să trăiești pentru că clima e îngrozitoare. Но если ты хочешь писать метафизические вещи. Dar dacă vrei să scrii cărți metafizice, тогда ничего не остается, кроме как жить в Петербурге. Nu-ți mai rămâne nimic de făcut decât să trăiești la Petersburg. Mi se pare incredibil faptul că în acest roman, în care grotescul, dezumanizarea, lagărul ca spațiu orwellian ocupă o plajă atât de întinsă, mai este loc pentru umor. Dar totuși este și vreau să vă întreb care este rolul lui în construcția narrativă. Вы знаете, у меня юмор присутствует во всех без исключения романах, даже в таком трагическом романе, как «Лавр». Știți, eu umorul este în toate romanele mele, chiar și în romanul tragic «Лавр». Да. Юмор — это очень важно. Pentru că umorul este foarte important. Юмор — это взгляд на проблему со стороны. Umorul este să te uiți la o problemă dintr-o parte. Особенно на себя. Mai ales atunci când te uiți la tine. Un unghi oblic. Это косой угол. Да. Дело в том, что когда человек слишком серьезен, он видит все только изнутри. Problema este că atunci când omul este foarte serios, vede toate lucrurile din interiorul său. А юмор — это когда вот мы с вами сидим, беседуем. Iar umorul este, de exemplu, atunci când noi stăm și discutăm. И вы меня видите. Și dumneavoastră mă vedeți.
но мой альтер-эго в этот момент сидит где-нибудь возле вашего микрофона и смотрит на меня. Însă alter-ego-ul meu stă undeva lângă microfonul dumneavoastră și se uită la mine. И не позволяет мне быть слишком серьезным. Și nu-mi permite să fiu prea serios. В одной русской пьесе говорится: все самые большие глупости на свете делались с серьезным выражением лица. Într-o piesă se spune, cele mai mari prostii în lume au fost făcute cu o expresie foarte serioasă pe față. Înapoi la Bulgakov. Suntem acum cumva. Da. Inocenti crede că iubirea e mai presus de dreptate. Dumneavoastră ce credeți? Безусловно. Я не во всем согласен с Иннокентием. Он вообще довольно странный персонаж. Sigur, eu nu sunt de acord cu tot ceea ce spune și face Inocenti, pentru că este un personaj mai straniu. Но в том, что милость выше справедливости, я согласен. Dar faptul că iubirea este mai presus decât dreptatea, sunt de acord cu acest lucru. Знаете, когда начинают восстанавливать справедливость, часто происходят большие жертвы. Atunci când încearcă să se reinstaureze dreptatea, apar și multe жертвы, multe victime. И оправдывают справедливостью очень большие злодеяния. Și multe lucruri rele sunt мотивате cu dreptatea. Если справедливость требует столько жертв, то, может быть, не надо справедливости. Dacă dreptatea cere atât de multe victime, poate nu avem nevoie de dreptate. Тогда лучше просто пожалеть человека. Poate atunci este mai bine doar să-ți fie milă de om. Mărturisesc că în timp ce citeam romanul dumneavoastră, am și o întrebare de împrumut. Corespondam cu un prieten care mă tot întreba cum e față de Laur. Și la un moment dat am răspuns, este foarte diferit. Nu știu dacă îmi plac mai mult trama sau construcția, încă nu pot să-mi dau seama. Peste câteva zile el a revenit și m-a întrebat. Te-ai hotărât? Este mai mult arhitect sau mai mult poet? Și mi-a plăcut întrebarea, m-am gândit să vă întreb direct. Вы знаете, скорее всего, я тот архитектор, который пишет стихи. Mai degrabă sunt acel arhitect care scrie poezii. Это, в общем, правильная позиция, потому что когда человек просто делает чертежи, это все-таки еще полдела. Și cred că aceasta este poziția corectă, pentru că atunci când omul face niște schițe, acesta este de fapt jumătate din lucru. Чтобы в том, что он делает, был полет, он должен быть и поэтом. Și pentru ca în ceea ce face să există și un zbor, el trebuie să fie poet. Чтобы понять, о чем я говорю, достаточно поехать в Барселону и увидеть то, что делал Гауди. Și pentru a înțelege despre ce vorbesc, este suficient să mergi la Barcelona și să vezi ce a făcut Gaudi. Sagrada Familia. Да, Sagrada Familia. Я был просто потрясен этим собором. Am fost pur și simplu zguduit de această catedrală. Со мной была дама, русский критик. Cu mine era o doamnă, un critic din Rusia. Я сказал ей: вот это я пытался сделать посредством романа Лавр. Și am spus: "Uite, asta am încercat eu să fac cu romanul meu Laur." Вот это удивительное сочетание у Гауди традиции и авангарда. Această combinație uluitoare a lui Gaudi de tradiție și avangard. Я тогда сказал ей, что если что-то я не доделал в Лавре, то тогда смотрите Гауди. Вот у него все сделано до конца. Și atunci i-am spus, dacă nu am terminat ceva
cu laur sau în laur, uitați-vă la Gaudi, pentru că el a făcut totul până la final. Хотя, как мы знаем, он вроде бы не успел закончить роман, закончить собор. Deși, după cum știm, el nu a reușit să termine această catedrală. E ca zborul lui Bloch și el e întrerupt. Это так же, как полет Блока, тоже прерван. Да, Блок – это самый мистический поэт русской литературы. Блок este poetul cel mai mistic al literaturii ruse. Să știți că eu îl citesc datorită dumneavoastră. Locuiesc într-un volum al lui de câteva zile. Я читаю Блока благодаря вашим книгам. И живу в этом, в его романе уже несколько дней. Спасибо. Блок очень важен, потому что Блок – это, может быть, главное выражение той культуры, которая принадлежала главной герой. Vă mulțumesc pentru apreciere. Vreau să spun că Bloch este în acea cultură care i-a aparținut eroul. И эта культура называется в России серебряным веком. Și această cultură se numește în Rusia epoca de argint. Серебряный век продолжался долгим эхо в культуре даже советского времени. Iar epoca de argint a continuat ca un eho mai prelung chiar și în perioada sovietică. Но в этом эхе самым громким голосом был голос Блока. Însă în această epocă cea mai puternică voce a fost vocea lui Bloch. Cartea este dedicată fiicei dumneavoastră. Cum a primit-o? Для вашей дочери, как она восприняла эту книгу? Дочь у меня довольно строгая девушка. Фата моя есть достаточно севера. Тоте фичеле сент. Все дочери такие. Да, особенно по отношению к отцам. Майя лес фата де тати. Она сказала, ну хорошо, папа. Я спусе бине тата. Я подумал, ну слава богу. Еще мангади слава домнули. Потому что она что-то ей иногда не нравится, но авиатор ей понравился. Я говорю, да. Uneori se întâmplă ca unele lucruri să nu îi placă, dar aviatorul i-a plăcut. Я говорю, можно тебе посвятить этот роман? Și am întrebat-o, poți să-ți dedic ție acest roman? Она немножко подумала и говорит, ну ладно, посвящай. Și ea s-a gândit puțin și a spus, ei bine, hai, dedică-mi. Вот, я ее очень люблю. Și o iubesc foarte mult. Astăzi da multe interviuri. Сегодня у вас будет много интервью. Кульминант cu întâlnirea din această seară de la Teatrul Odeon. Să встречи в театре Odeon. Evident cu publicul dumneavoastră. Așa în publică. Și un pic altfel decât în carte. И немножко иначе, чем в книге. Pentru că noi toți vă cerem să scriem o pagină de poveste mică pornind de la povestea dumneavoastră mare. Потому что мы все вас просим написать короткую страницу, исходя из вашей большой повести. Cum e timpul acesta pentru dumneavoastră, risipit sau câștigat? Каким является время это? Вы считаете это потерей времени или вы что-то от этого получаете, выигрываете? Нет, это очень важно для меня. И вы знаете, для меня важны выступления за границей. Este foarte important pentru mine și pentru mine sunt foarte importante prezențele mele în străinătate. Русскую публику я хорошо знаю и люблю. Pentru că cunosc foarte bine publicul rusesc și îl iubesc. Но там редко неожиданности, потому что я, как часть русской публики, могу представить, что спросят там. Dar acolo apar lucrurile neașteptate foarte rar, pentru că, de fapt, și eu fac parte din publicul rusesc și atunci mă aștept la ce întrebări îmi pot pune. А когда я в других странах, я постоянно сталкиваюсь с неожиданностями. Iar atunci când sunt în alte țări, tot timpul mă confrunt cu lucruri neașteptate. Nu am cuvinte suficiente să vă mulțumesc pentru acest interviu. Ceea ce e foarte neprofesional din partea mea. Вы знаете, я очень благодарен вам, потому что вот мы второй раз с вами общаемся. И второй раз я испытываю огромное удовольствие. Eu vă sunt foarte recunoscător pentru că noi ne întâlnim pentru a doua oară și din nou simt o mare plăcere din această întâlnire. Mulțumesc foarte mult. Благодарю.
Спасибо. Astăzi, Evgeni Vodolaskin va fi prezent la Teatrul Odeon, Sala Majestic, în dialog cu Horia Roman Patapievici, iar mâine de la ora 19 la Librăria Humanitas de la Cismigiu are loc lansarea romanului Aviatorul. Alături de autor vor vorbi Francesca Bălteceanu, Dance Mihailescu și Denisa Comănescu. Mulțumesc editurii Humanitas Fiction pentru că a făcut posibilă realizarea acestui interviu în direct la Radio România Cultural. Revenim în câteva minute. Through the night, I wake up in a dream. Echoes in my head make every whisper turn into a scream. I dream I could fly. The night. Orașul vorbește. Wow, what an introduction. De la ora 10 și 5 minute. La ora 12, orașul vorbește la Radio România Cultural. Vorbește.
what you want. You can say what you feel. You can hide in your mask, but you know it's not real. You can lock all the doors and pretend you're not home. You can stand in the crowd, but you still feel alone. The invisible man who throws stones from afar. Stand up. You still have a place.